Johnny mi-a răspuns. Anume că am făcut un clip în care am făcut o analiză la un comentariu foarte vast, care practic te scutură prin toate temele, de la creștinism timpuriu, la manuscrise, la pasaje paralele, la teologie sistematică și de genul, în care el, pe scurt, vrea să spună că Iisus nu este Logosul și asta se vede printr-o perspectivă paralelă între anumite texte care scribile adaugă, dar în fapt creștinii, din câte am înțeles eu argumentul lui, nu credeau în faptul că Iisus este Logosul sau Divin. Și această perspectivă, cel puțin o văd foarte slabă, și problema care o văd cea mai slabă nu este numai argumentul, dar felul în care îți alegi foarte selectiv sursele. Iar un debat este că nu poți să joci, adică poți să joci, dar cineva ca mine are să comenteze că nu poți să iei datele care îți convin și să le scoți toate care nu-ți convin. Și ca și exemplu, am luat folosind cel puțin comentariile lui, un clip care părea să fie similar, căutând sursele la ceea ce zicea el, am căutat de unde și-a el sursele. Și am găsit pe de-o parte un blog în care cred că Johnny pare a fi chiar unul dintre autorii acelui blog, pentru că are un limbaj foarte similar. Am făcut analiza pe text, exegeza pe text și pare că el coincide în stilul de vorbire cu acel blog și nu am nicio problemă, că mai ales că este anonim și respect anonimitatea, pentru că poate el este un preot sau pastor catolic sau adventist și nu vrea să spună cu voce tare ce a găsit, să nu fie dat afară din institutul de unde muncește sau seminariul sau biserica de unde este. Și îl înțeleg. Dacă asta este situația, jos pălăria, mergi înainte și o lăsăm aici. Dar problema de fond în continuare rămâne. Anume că dacă te uitai pe unul dintre clipurile în care ziceai uită-te pe o Biblie interlineară după manuscrise și am făcut-o, 1 Ioan 5:7, corect, el zice ceva foarte adevărat, anume că, da, acolo nu este Trinitate, este adăugată de creștini. Dar când mergi în Matei, cât o mai fi, 27 sau cât este la finalul Evangheliei după Matei, în care este spus botează în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, discuția nu mai este la fel. Desigur, sunt variații între manuscrise, dar acestea au existat cam dintotdeauna și cu toate acestea, din câte știu eu, și aș fi foarte bucuros să fiu corectat, acest pasaj nu este în dispută. Să fiu clar, singura problemă care poți să o ai cu acel pasaj este, cum spune persoana, uite-te, dacă te uiți pe Codex Sinaiaticus, ce i-am dat ca și exemplu, care este la fel cu Biblia interlineară, textul coincide. Și el a spus, uite, este o notă cu două puncte, că vezi că acest text, cel puțin autorii, avea o variație pe text. Dar partea care, cel puțin, îmi pare că Johnny îi lipsește, este că de obicei Codex Sinaiaticus pune o notă și o pune la margine. Deci există note la margine, la margine pentru variații, care apar mai încolo în text, în cele din urmă. Iar unde vreau să bat, nu este că există un fel corect de a face variații, dar cel puțin rezonabil, nu pare să fie atât de mare variația. Iar, bineînțeles, Johnny, ipotetic, poate să aibă dreptate, anume că da, cine știe cum a fost textul biblic scris și este posibil ca Johnny să aibă dreptate și nu exista nicio formă, să zicem, între ghilimele de Trinitate. Dar asta pierde efectiv ce discutăm. Dacă discutăm astfel de ipotetice, una, două, putem să găsim texte care Sfinții Părinți le citează diferit. Și asta spune, citează din Biblie, pasaje paralele, și asta tot ce spune, că poate el avea fiecare Sfânt Părinte o variație. Dar asta nu înseamnă neapărat că acei Sfinți Părinți aveau
textul corect sau greșit. Și este foarte ciudat să alegi textul care îți convine, pentru că are un scop teologic. Și o altă parte care este și mai problematică, este că am pus, cred eu, o analiză standard, de exemplu cu Evanghelia lui Ioan, anume că Evanghelia lui Ioan, că o pui sau nu, că Iisus era Logosul, pentru că nu-ți place traducerea, Iisus era Logosul, pentru că Iisus spune înainte de Avram, eu sunt. Deci tema aceea, iohanină, exista în analiza creștină, din ceea ce ai numit școala iohanină. În școala iohanină, de obicei, s-a acceptat că scrisorile 1, 2 și 3 Ioan, să fim clar, nu sunt scrise de Ioan, și nu mă refer că nu este scris de autorul prologului sau corpului din Evanghelia lui Ioan sau finalului, nu este niciunul. Deci toate aceste trei evanghelii, în special 1 Ioan, au teme platoniste sau platonice, cum vrei să le numești, sau neoplatonice numite. Și acestea spun că, uite, Iisus se încadrează în forma asta platonică de divin. Și Apocalipsa, care, să fim clar, este scrisă de un alt Ioan, așa cum observă și Johnny, are teme platonice. Și cu toate acestea, nu înseamnă că orice autor spune eu sunt Alfa și Omega, înseamnă că Iisus era chiar Alfa și Omega și făcea parte din Trinitate și de acest gen. Dar mie îmi pare foarte subtil că alegi un cuvânt care, practic, din câte știu eu, chiar mulți atei care au făcut analiza pe Ioan capitolul 1 spun Iisus era cam aproape de Dumnezeu. Poate Trinitatea este clar o construcție mai târzie, dar divinitatea lui Iisus nu este dezbătută. Și pe acolo cam intru și eu, cu singura parte când le însumesc ca trei persoane într-unul și de genul, care este o altă ciorbă de pește, care creștinii își sapă groapa și ca singur în ea, cum ar fi. Deci lăsând discuția asta la o parte, în rest, problema de Ioan capitolul 1 cam este destul de clară, sincer o spun. Și aici este problema unde aș vrea să închei. Deci problema care o am, Johnny, și să fim clari, nu vreau să te iau în vizor, deci poți să răspunzi, probabil că nu am să mai răspund mai mult. Mie îmi pare foarte selectiv cum se aleg sursele. Dacă Johnny vrea să discute într-un fel în care să-și respecte anonimatul și vrea să discute despre manuscrise, sunt gata oricând să găsim un format și mă poți să mă contactez pe Facebook cu numele acesta sau pe Twitter și continuăm de acolo. O facem un live sau pre-înregistrat și clarificăm cum facem mai departe. Dar problema de fond, așa cum o spun, este că este foarte ciudat și greu să iei niște manuscrise pesărite, să le să vezi că cel puțin poți să faci o teză din trei manuscrise care îți țin ție o teză, dar să pierzi tot ce s-a comentat pe lângă, să spui că toți aceștia o aleg teza pentru că sunt trinitarieni. Pentru că acest lucru nu este adevărat. Și aici cred eu că pot să închei. Dar pe scurt, dacă problema Trinității este ce vă doare, în general pe cei care nu cred în Trinitate, puteți să mergeți să faceți o analiză ce înseamnă Logosul din punctul de vedere grecesc. Și Logosul sau Sofia este diferit de Atena. Indiferent cât am auzit acrobații logice, că nu ar fi așa. Și dacă nu, dacă se pierde asta, este auzit în cea mai bună analiză pentru cultura de azi, este că Dumnezeu, mai mult sau mai puțin Logosul, ar fi cum ar fi mai mult sau mai puțin azi legile Universului. Și cred eu că, mai puțin dacă ești un panteist foarte ciudat, nu ai spune că Dumnezeu este totuna cu legile Universului. Ai spune poate că Dumnezeu a făcut legile Universului
că legile Universului fac parte din natura lui Dumnezeu. Dar noi spune că legile Universului sunt Dumnezeu. Și aici este problema cu Logosul. Deci dacă Iisus ar fi Logosul, ceva genul echivalentul legilor Universului, nu l-ar face tot una cu Dumnezeu. Discuția este mult mai lungă, iar dar nu căuta să tragi de coadă ceea ce nu este acolo. Și aici am încheiat. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!